O știi pe colega mea Ioana Țigănină, reprezentator al emisiunii Știu, poate nu știe însă despre ea că mai este și scriitoare. Mai mult, tocmai și-a lansat cea mai nouă carte, Adulter. Ioana a croșetat cuvinte, 5 povești ale unor femei care fie au înșelat, fie au fost înșelate. A îmbinat elemente de ficțiune cu povești reale și s-a folosit de părerea unui expert ca să explice anumite comportamente, nu doar să livreze povești de viață. Adulter îți poate servi drept manual, un soi de terapie de cuplu, pentru că Ioana este sigură că fiecare dintre noi fie a simțit pe pielea lui, fie a fost martorul de la distanță al fenomenului. Consider că ar trebui să ieșim din paradigma că bărbatul înșală și femeia este pe interes, pentru că suntem diferiți, femei și bărbați, și punem capul pe alte perne din motive diferite. Atunci când înșală un bărbat, o face pentru diversitate. Femeia o face pentru că se simte neglijată sau pentru că a găsit un partener mai bun. Desigur, recomand cuplurilor, în primul rând, să comunice. Pe Ioana nu a ajutat-o doar psihoterapeutul atunci când a scris cartea, ci și mai mulți influenceri care fie au avut o lecție de învățat din adulter, fie s-au identificat cu personaje. A fost invitația Ioanei, știind că eu am trecut printr-o experiență destul de dureroasă, adică printr-un adulter cu primul meu soț, și din toată istoria pe care noi două am povestit-o, ea a concluzionat faptul că ar putea să aducă un plus valoare pentru cartea ei. Adică, prin ceea ce eu am trecut, trec foarte multe femei. Ce trebuie să înțeleagă o femeie este că, chiar și într-un adulter, chiar este de partea femeii sau de partea bărbatului, nu există doar un singur vinovat. Ioana a trimis manuscrisul către editura Neverland, nu a stat prea mult pe gânduri, știa că o să prindă la public în România, iar Adulter a primit deja aprecieri din partea celor ce au citit-o. Alexandra Gheorghe, coordonator al editurii, are mari așteptări de la carte. Ce m-a atras în primul rând să o publicăm și să o acceptăm pe Ioana în editura noastră a fost curajul ei și ambiția de care a dat dovadă. Când citești Adulter, vei descoperi o nouă față a Ioanei, cea de scriitoare, dar tot ea îți spune că această nouă față a ei nu este foarte diferită de cea de jurnalist. Ioana Țigănilă, scriitoarea, se poate exprima oricum vrea ea. Și Ioana Țigănilă de la Știu se exprimă cum vrea ea. Ioana Țigănilă, jurnalista de dinainte de Știu, nu se exprima așa cum voia ea, pentru că nu avem această libertate de exprimare pe care o avem aici la LEF News și mai ales în cadrul emisiunii Știu.